Dinu Maxer iubește din nou. A recunoscut că are o relație. Ce spune de ea? Fosta lui soție. Despre asta, la doar câteva săptămâni după ce au anunțat că au divorțat, Dinu Maxer face declarații în exclusivitate la Antena Stars despre viața de după separare. Iată că soarele a răsărit din nou pe strada sa, asta pentru că iubește din nou de ea Maxer. Reacție după ce Dinu, fostul ei soț, a confirmat că are o nouă relație, după ce au apărut imagini cu el și o brunetă focoasă într-un club din capitală, acum Dinu Maxer a recunoscut că el și femeia formează un cuplu. Cei doi au o relație la început, însă cântărețul a precizat că atunci când lucrurile vor deveni mai serioase între ei, voi ieși și vor vorbi mai mult despre asta. Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense, sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat că așa e cel mai faiersc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu, a spus mărturisit Dinu Maxer, în exclusivitate la Antena Stars, reporterii Spinus. ro au contactat-o și pe Dea, fosta soția lui Dinu, pentru a afla cum comentează ea declarațiile făcute de tatăl copiilor ei. Rezervată în declarații, așa cum ne-a obișnuit, Deia a spus că nu își dorește să vorbească despre acest subiect. Nu comentez absolut nimic. Nu am nimic de declarat, a spus Dea de Maxer pentru Spinus. Rodinu Maxer nu consideră că și-a refăcut viața prea repede, deoarece a fost acuzat că și-ar fi refăcut viața mult prea repede după divorțul de Dea de Maxer. Dinu a mai declarat la Antena Stars că nu consideră că a făcut acest pas mult prea devreme. Artistul a precizat că ultima oară când s-a îmbrățișat cu Dea a fost în luna martie, la început, iar de atunci au trecut aproape două luni. Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Dea a fost în martie. De vreme nu este chiar consider că am ținut coada suferinței mele, a mai spus Dinu Maxer la Antena Stars.